la 402. Iar școala se va ocupa de facturile medicale de la salonul de săptămâna trecută pentru premierea profesorilor. Trebuia să o pui tu în frigider. Ce, tu nu ai două picioare? Următorul anunț. Târgul școlar anual va avea loc vinerea viitoare. Cine vrea să se ocupe? Ok, domnule Jackson. Tare! De unde cumpăr bilete? Dumneavoastră vă ocupați de organizare ca președinte al târgului școlar. Și mai tare! Atunci pot să cumpăr bilete de la mine. Sper să nu fie coadă prea mare. Așa că te rog să te gândești la ce stand de la târg vrei să fii șef. Vrem să strângem mulți bani pentru că toți vor fi cheltuiți pentru renovarea școlii. Da, de parcă acolo aș vrea să ajungă banii mei. Și imediat ce v-ați ales standul, anunțați-l pe domnul Jackson în scris, în dublu exemplar, triplu. Și nu uitați, cei cu cele mai multe încasări vor câștiga bicicletele cele noi ca premiu. Wow, ce miștare! Vreau, care te pricep la capre? Mamă, ce-mi doresc bicicletele alea. Standul cu jocul de bingo a scris cei mai mulți bani. Bine gândit. Hei, Penny, vrei să fii partenera mea la standul cu bingo? Hei! Nu pare rău, Nancy, nu cred în jocurile de noroc. No, nici eu. A fost ideea lui Charlie. La ce te gândeai? Băi, Freddy, stai un pic! Trebuie să-mi faci un serviciu. Spune că vei fi partenerul meu. Nu știu, de obicei lucrez cu Jesse. Dar eu am să fac toată treaba, te rog! De ce ești așa disperat? Iolele, Freddy, te pricep la vânatul caprelor? Îmi ești dator până în gât. Îmi pare rău, Polly, Freddy e vândut. Aaa, ce păcat, caprele l-ar fi adorat. Nu-mi vine să cred că Vinnie m-a părăsit pentru Freddy. Cred că noi o să fim parteneri, hă? Gata, știu, standul cu peștișorul de aur. Lui Penny o să-i placă la nebunie, mă duc să o întreb. Sigur, du-te, fă-te singură de râs. Ce vrei să spui? E o idee jalnică. Da, ai dreptate. Probabil face parte din organizația de protecție a peștișorului de aur. Vrei să fii partenera mea la standul peștișorului de aur? Sigur, așa că găsim adăpost pentru toți peștișorii de aur abandonați. Partenerul tău te așteaptă. Dispari. Dacă nu mă alegi pe mine, mai rămân doar Polly sau Dottie Pofticioasa. Bine, gata. Dar ai întrecut-o pe Dottie Pofticioasa doar cu atât. Nu o să-ți pară rău. Deja îmi pare rău. O să fie destule standuri, așa că trebuie să ne gândim la ceva cu adevărat calmea, ceva... Știu! E uimitor cum îmi vin ideile astea. Bine, luăm pe cineva, îl legăm la ochi, îi storcim banane stricate în mână, îl învârtim și apoi râdem de el. Cine ar vrea să vină la un stand cu așa ceva? Păi da, e ușor să critici fără să faci ceva. Să vedem cu ce vii tu. Bine. Mama are un prelungitor cu ștecher în formă de pantof. E de anul trecut, dar putem să-l vinem la reduceri. Am să-mi pun cortul cu noapte înainte în fața standului ca să fiu primul. Nici măcar nu mi-ai ascultat tot planul. Exact. Știu, creierul meu e luminat. O, Doamne, ce bun sunt la chestiile astea. Bine, uite cum facem. Legăm oamenii de o roată imensă. Mai ai trusa aia pentru tras cu arcul? Dacă aș fi avut-o, n-ai mai fi fost aici. Bine, uite care ideea mea incredibil de genială. Legăm oamenii la ochi, îi atârnăm cu capul în jos și aruncăm în ei cu spaghete. Nu, asta e cea mai proastă idee. Da, bine, dar lui Jesse ar fi plăcut. Știu ce ar trebui să facem. Am să-mi aduc microscopul și vom lua un dolar celui ce vrea să se uite. Glumești, nu? Cine ar face așa ceva? Toți! Când vor afla că dăm ca premiu muște de grădină. Dacă încep să le mulțesc astăzi, până vineri o să avem 1.300.000. Știu! Vindem mâncare! Asta e cea mai prostească idee cu care ai venit până acum. Stai! Nu e o idee rea. Nu, trebuie să fie o idee rea. Ai ieșit din același cap care se gândea la săgeți și banane stricate. Bine, ai dreptate, idee proastă. Dar am una care cred că o să-ți placă. Or să stea la coadă ca să ne dea bani. Ești gata? O să ne facem un stand toaletă. Hei, toată lumea merge acolo. Ai numărul de acasă lui Dottie Pofticioasă? Au, ce păcat pentru tine, Tilly. Nu pot să te iau la stadul meu. Am nevoie de cineva care are măsura 7 și care să încapă în costumul meu. Mulțumesc că mi-ai împachetat bicicletele cele noi. Astfel o să am o bicicletă nouă și o rezervă.
cred că ai înțeles total greșit. Bicicletele sunt pentru copii care aduc cei mai mulți bani. Ce nasol! Dacă știam treaba asta, nu m-aș mai fi deranjat să caut cel mai meseriaș claxon. Mamă, aș vrea să câștig bicicletele. Vrei să câștigi, nu? Da. Păi, poți să-ți trimit o grămadă de clienți. Faci o mulțime de bani. Ar fi minunat. Care-i prețul? $10 în avans. Nici gând. Bine, cred că n-o să-ți pese când Mary Ellen și Charlie se distrează cu bicicletele. Haide, ne asigură că o să câștigăm, dar l-ai auzit? Vreau să spun că bicicletele acelea costă 400, iar eu cât vă cer? Niște amărâți de $10. Gândiți-vă și voi, e o investiție. Adică pentru $10 o să facem așa fel încât să câștigăm noi? Nu spun asta, dar o să arătați foarte bine împreună pe bicicletele acelea noi. Să n-avem necazuri, așa că nu pomeniți despre mica noastră tranzacție. Nu spun asta, tot ce spun este că o să arătați foarte bine împreună pe bicicletele acelea. Nu spun, tot ce spun. Spui numai, aiureli, n-avem nevoie de tine ca să câștigăm bicicletele alea. Facem o avere cu standul ăsta de gustări la care eu m-am gândit. O, da, aveți aici un câștigător. Pentru 25 de cenți puteți să-l aruncați în apă pe domnul Besser? 25 de cenți, apă, sună bine, tare, a? Ia ascultă încă ceva care sună bine. Nici vorbă, meștere. Ți-am spus, trebuia să-l întrebăm. Haide, e pentru caritate. Și ce dacă vă udați puțin, e vineri. Oricum trebuia să faceți baie. Îmi pare rău, va trebui să vă găsiți alt fraier. Eu am alte treburi mult mai importante de făcut. O ghicitoare, sper să-mi spună că mă căsătorești și că voi fi bogat. Și eu care eram sigur că o să o facă. E mai deștept decât pare. Trebuie să fie. Deci, cred că va trebui să te sui tu acolo sus. Ha? Ai luat inelele? Bineînțeles. Cu inele așa de mari, toți clienții noștri vor câștiga. Vor căpăta cât un peștișor. Exact. Atunci peștișorul nostru va avea o nouă casă. Da, iar standul nostru o să fie deschis cam 5 minute. Bine, am timp să întocmesc actele de adopție ale peștișorului. Haide, șniții! Începe spectacolul! Renunță! N-am să accept să fiu scufundat toată ziua! Ce copil ești! Bine, 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 o să stai oprim. Întâi să verificăm dacă funcționează. Hei, credeam că te pricep să construiești chestia asta. Mă pricep! Nu știu de ce nu merge. Stai să mă uit. Hei, domnule Mușchi, pariez că nu nimerești. S-a făcut. Îmi pare rău, dar aparatul nu funcționează. Mai lași ceva și pentru vânzare. Am mâncat doar puțin. Oricum nu au unde să se ducă în altă parte pentru mâncare. Bine zis. Curii, mănânci cât vrei pentru un bănuț. Avem curii, curii proaspăt. Luați curii original de casă, delicios, îți lasă gura apă. De ce ne facem noi griji? El vinde cu 10 cenți, n-o să facă niciodată prea mulți bani. Ai dreptate, săracul de el. Va trebui să te scoltiți de dimineață ca să ne întrești tocmai pe noi. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă luați porția de curii de la fiul meu de la capătul mesei. Vrei niște apă? Mersi. Face doar $2, te rog. Ian, crezi că standul ăsta e ceva chiar atât de minunat? Nu cred că o să avem prea mulți clienți.
Oh, ba eu cred că s-ar putea să avem. Când vor vedea premiul ăsta, l-am adus de acasă. Da, frumos premiu, dar o să-ți pară tare rău când o să-l câștige cineva. E ușor să dărâm sticlele alea. Vezi? Da, într-adevăr, dar masa aceea servește doar pentru demonstrații. Asta e pentru clienți. Ha? Cred că se ține înapoi acasă premiul, nu-i așa? Ți-am spus să nu mai mănânci. E pentru clienți, dacă o să avem vreunul. M-am săturat de floricele oricum. E timpul pentru dulciuri. Nu poți să mănânci nici din astea. Clientul o să observe că nu e plină cutia. Bine, bine. Simți? Ceva miroase foarte urât pe aici. Au dreptate, șniții. Peștișorul lui Penny miroase îngrozitor. Cine vrea lapte proaspăt de capră? Veni să luați cât e încă cald. Sunt mulți bani, nu? Într-adevăr, am să câștig bicicletele. Știam eu, renunță. Probabil că a strâns $1 și ceva. Abar n-au cum se fac afacerile. Pregătește-te pentru înghesioală. Plec să aduc ceva clienți. Nu, mă duc eu. Dar sunt carismatică. Iar eu am cap. Da, cum să nu. Arthur a promis că o să ne trimită mulți clienți. Da, ce-ar fi să te duci să-l cauți și să-l întrebi ce s-a întâmplat? De ce nu te duci tu? Nu, tu. Ba, tu. Nu-ți face griji, o să vă vină și vouă rândul. Următorul. Veniți, veniți! Aflați câte ceva despre Lituania, pământul fericirii. Aflați lucruri hazli de făcut pentru mai puțin de 12 copești pe zi. Vreți să știți unde e centrul Lituaniei? Întrebați-mă pe mine! Nu înțeleg! Sunt sus și ajung la fund, iar tu nu cazi. Ha, ciudat, nu-i așa? Gata, gata! Treci tu acum! Bine, Fred! Hei, ia uite! Standul numărul 12 dă hot dog pe gratis! Ce grozav! E rândul meu! N-avea niciun cremuș gratis! Ei s-au stricat din nou și am convins pe copii să vină cu toții aici. Ce s-a întâmplat cu floricelele de porumb? Cred că le-am vândut. Și unde-s banii? Sau le-am mâncat? Jesse, mereu mănânci gustările și nu vom reuși să facem destui bani cât să câștigăm bicicletele alea. Trebuie să... Ah. Ok, ok, uite că vin. Face, stai să văd, ok, 55 și 8 fac, stai, am spus 80. Asta înseamnă 90 plus 60 și 5 și, ce se întâmplă acolo? Lupiți-vă, cât îmi vine rândul? Numai un pic, 55 plus 90 plus, vreau o băutură mică. Plus un pahar mic. Nu, floricele. Mai repede, mai repede. Vreau și un suc. Și încă un suc și niște floricele.
clienților nu le convine să stea la coadă o oră și jumătate ca să adun tu trei numere. Bine, bine, dar acum știu, am reținut toate prețurile, întreabă-mă. Ok, floricele și un suc mic. $1.35. Nu-i rău, 2 pungi de floricele și un suc mic. Asta înseamnă 65 plus încă 65 plus 95 și n-am habar. Scrie pe foaie, meștere. Nu, pot! Nu uita, tu ai personalitate, eu am creier. N-am uitat, mi-ai mai spus? Ai încredere în mine, tu du-te și mai adu ceva clienți. Domnul creier a venit la servici. Poftiți și încercați-vă norocul la pescuit. Îmi pare rău, mă duc la standul lui Arthur. Un copil care n-a fost roagă acum pe mama lui să-l dea la altă școală. Ai auzit? Pentru ce l-am plătit pe Arthur? Ne fură clienții, nu vezi? Hei, n-o să scape așa ușor. Mai bine te duci să vorbești cu el. Nu, tu. Ba tu. Ba tu. Floricele, un suc și o cutie de bomboane. $2.79. O pungă mare de floricele. $3.65. Un suc și o pungă cu floricele, mă rog. $4.22. Mi se pare prea mult. Taxele. $3.39. N-am cerut nimic încă. Bine, comandă. 2 sucuri mici. $3.39. Cutia asta este jumate goală. Îmi pare rău, amice, noi vindem după greutate, nu după volum. Regret, ai pierdut. Eram sigur că o să fii mai norocos decât ultimii 37 de clienți. Poftim, câștigă premiul, e ușor de tot, crede-mă. E rândul meu. Văd premiul deja la dumneavoastră în dormitor. Domnișoară Grave, ce surpriză plăcută! Bine ați venit la stand! Dă-te la o parte! Da! Yeah! Super! Da! Știți, de fapt nu ați-o... Nici nu încerca! Bine, bine! Va fi un minunat cadou pentru Catedra de Muzică. Am pierdut banii câștigați cu toate pozele acelea măsluite. Va trebui să mă consolez cu cele 2 biciclete pe care am să le câștig. Vrei să spui pe care o să le câștigăm? Nu spun asta. Tot ce spun eu e că ar trebui. Mulțumesc din inimă pentru voi care ați făcut un succes din târgul acesta. Yeah! Yeah! Și acum să dăm cuvântul domnului Jackson, care are un anunț important de făcut. Domnule Jackson? Da, vești minunate. Am să-mi petrec viitoarea mea vacanță în Lituania. Da, Lituania, Lituania, da! Eu mă refeream la rezultatele târgului. Oh, așa e. Mulțumiri tuturor copiilor care au donat bibliotecii cărțile care nu le mai trebuiau. Aveți mare grijă cum conduceți. Domnule Jackson, toată lumea așteaptă să audă care stand a strâns cei mai mulți bani. Ce tare! Cine a câștigat? Dumneata știi. Ai numărat banii din bolurile de sticlă, nu? Ar fi fost o idee bună. Nu i-ai numărat? Nu, dar am o memorie excelentă. Numărul 6 avea o grămadă de bani în el. Bineînțeles, îl țineam invers, așa că s-ar putea să mă fi uitat la numărul 9. Și după aceea numărul 1 era destul de plin. Dar aveam degetul mare pe etichetă, așa că s-ar putea să fi fost 11 sau 12 sau... Lasă-i, eu am strâns și mai mulți bani. Nu știu dacă ne trimiteați nouă clienții pe care mi-ai promis. Noi am rast tot, câștigăm sigur. Nu, noi am strâns și mai mulți bani. Da, am avut 9.342.50. Taci din gură, măi. Liniște, n-auzi. Am ajuns la o concluzie. Câștigătorul care a adus cei mai mulți bani este toată lumea. Dacă nu se poate spune cine a adus cei mai mulți bani, corect este să-i declar pe toți învingători. Deci vom dona aceste biciclete Catedrei de Sport ca toată lumea să le folosească. Știam că sunteți de acord.
Cine mă ajută să le duc la sală? Eu v-aș ajuta cu plăcere, dar nu văd decât o bicicletă.